Este depozedat Budescu. Centrarea lui Budescu deviază, Viera, gol! Iată la ce e bun Constantin Budescu. O minge trimis, un covric trimis către Edin Ioere. Guzman Viera în încercarea de a nu lăsa mingea să ajungă la atacantul francez, își învinge propriul portar. Îi atrage ceva pe cei de la Sepsi, la poarta din dreapta. Și după autogolul lui Ghinga din tur, vine și acest autogol al lui Viera. Și Râmnicianu, și Râmnicianu are partea sa de vină, putea face mai mult la această minge. Adevărat, nu e un portar cu talie, dar a băgat, a atins mingea, a atins mingea. A avut mâna în mănușă. E și vina lui Râmnicianu, nu doar a lui Guzman Viera, la această... Ce înseamnă o centrare șutată, o centrare bine trimisă. În prima repriză observam amândoi că viturile libere au fost bătute în primul. Salma, da, a venit chiar de nicăieri și devenise unul dintre cei mai vânați atacanți din fotbalul nostru. Budescu, Florinel Coman, e acolo Denis Man și gol! 2-0 pentru VCSB din minutul 86. Gol marcat de Denis Man, încă o reușită pentru jucătorul care a intrat în prima repriză în locul lui Cristi Tănase. Denis Man la al 8-lea gol în acest sezon. Florin Tănase are 9, Edin Ioere are 12. Din nou Budescu, tot el a reușit un dribling. Iată faza New pentru Budescu, de bine se înțeleg cei doi. Budescu un dribling, apoi îl caută pe Nioere, să pasă și în poziție regulamentară Denis Man face 2-0, iar soarta celor 3 puncte pare clară în acest moment, deși se începe hotărât repune mingea în joc de la mijlocul terenului.